Caravana tricolorului a ajuns joi și la Botoșani. Un steag uriaș, ce măsoară aproximativ 30 de metri lungime și 10 metri lățime, a fost purtat pe brațe de liberali. Marșul a pornit de la Muzeul Județean, traseul a continuat pe pietonalul Unirii, iar oprirea s-a făcut în centrul istoric. Acțiunea Caravana Tricolorului este o acțiune marca TNL, derulată la nivel național. Până acum, tricolorul a ajuns în mai mult de jumătate din județele țării. Astăzi a ajuns la Botoșani. Noi tinerii liberari am purtat cu mândrie tricolorul pe umeri, pe un traseu în municipiu. Am poposit în centru vechi, la statuie, un loc încărcat de istorie, pentru că această acțiune dorește să marcheze anul centenar. Steagul va ajunge la Ștefănești, iar de acolo va fi predat pe barajul de la Stânca Costești, delegației PNL din Republica Moldova.